Compania Tesla a pierdut 126 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață, echivalentul a 12% la o zi după ce Elon Musk a anunțat că va cumpăra platforma Twitter contra sumei de 44 de miliarde de dolari. Valoarea de piață a Tesla este acum de 906 miliarde de dolari. Potrivit mai multor surse, presiunea crescută asupra acțiunilor Tesla este scăzută de îngrijorări legate de modul în care Musk își va finanța achiziția. Miliardarul a obținut un împrumut de 12,5 miliarde de dolari garantat cu acțiunile sale la Tesla, deține 17% din companie și a împrumutat alte 13 miliarde de pe Wall Street. Elon Musk mai trebuie să plătească încă 20%. 1 de miliarde pentru achiziția Twitter, însă nu a spus de unde vor proveni banii, alimentând îngrijorările investitorilor care ar putea vinde o parte importantă din acțiunile deținute la Tesla. Valoarea principației deținute de masc la Tesla a scăzut cu 40 de miliarde de dolari din data de 4 aprilie, când a dezvăluit că a cumpărat în 9,2% din platforma Twitter, scrie Bloomberg. Acțiunile Tesla au scăzut de mai multe ori, pierzând în total 23% din valoare în luna aprilie, echivalentul a 275 de miliarde de dolari. Acum temerile că miliardarul își va vinde o parte din acțiuni pentru preluarea Twitter provoacă scăderea valorii acțiunilor.